veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Cu voia Domnului vom parcurge cea de-a 20-a și ultima lecție din tematica Hristos și spășirea, partea a doua a lecției Revenirea lui Iisus Hristos. Ne vom uita în Scripturi pentru a vedea realizarea ei. Într-o primă parte, privind făgăduințele biblice, adică atestarea acestui adevăr, și într-o a doua parte, atitudinea pe care trebuie să o avem noi în așteptarea acestui minunat eveniment. Trebuie să menționăm că în privința revenirii Domnului există mai multe vederi eronate, adică se reiau greșelile fariseilor și cărturarilor al preoților de la cea din tâi venire. Întreg Vechiul Testament este plin de făgăduințele venirii lui Mesia. În vremea realizării acestui eveniment, ei deveniseră foarte, foarte studioși și totuși au ratat momentul celei din tâi veniri. Nu au înțeles felul în care Dumnezeu a lucrat și au zădărnicit pentru ei planul lui Dumnezeu, pierzându-se unii în mod irecuperabil. La fel și astăzi. Unii au pus cea de-a doua venire pe seama rosalelor, alții crezând că ea s-a adeverit în jurul anului 70, uitând că la rosale Domnul a trimis pe Duhul, că în anul 70, deși sunt profeții care se suprapun, sau mai degrabă se alcătuiesc în același subiect al Evangheliei după Matei, capitolul 24, de exemplu, alții pe seama morții fiecăruia, dar asta înseamnă să ne ducem noi, nu să vină Domnul, iar alții pe seama revenirilor în spirit, care, după toate calculările lor corectate, afirmă că și Domnul Hristos a revenit în anul 1914, dar în spirit și domnește în mijlocul dușmanilor, interpretând eronat psalmul 110. Vreau să privim în Scripturi, în două pasaje, Ioan capitolul 10 mai întâi, unde vom vedea nedumerirea în care se aflau cei din vremea Mântuitorului. Citesc de la versetul 24. Iudeii l-au înconjurat și i-au zis: până când ne toți ții suflete în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne odesulșit. V-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu. Ele mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Deci, șansa de a înțelege în mod corect și la timp cea de-a doua venire este identică celei din tâi situații. Doar cei sinceri, doar cei cu inima curată, cum spune Evanghelia, vor vedea pe Dumnezeu. Ceilalți, cu toate socotelele lor, vor da greș. Pentru că iată ce scrie și în 1 Corinteni, capitolul 2, vizând același eveniment și cu posibilitate de repetare, pagina 1113, versetele 7 și 8. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Deci, ar fi acționat altfel. Haideți să pornim în a vedea făgăduințele biblice de la premiza aceasta înțeleaptă. Nu socotelile, ci o trăire în subordonarea voiei lui Dumnezeu va avea ca efect binecuvântat înțelegerea și harul celei de-a doua veniri. Scriptura prezintă semne premergătoare. Ele sunt numite așa pentru că vor interveni înaintea venirii. Aici există o deosebire față de profeție referitoare la prima venire, când multe semne se refereau la evenimente care au urmat după venirea sa, adică în viața Mântuitorului își aveau împlinire. Aceste semne sunt ca niște taine în derulare. Astfel, există o taină a evlaviei și o taină fără de legi. Adică sunt semne negative, lucrări fără de legi și semne pozitive ale evlaviei. Să privim trei semne negative.
Luca, capitolul 17, de la versetele 26 la 30. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla la Edomă. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodomă, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. Deci, va fi o societate fără Dumnezeu, mănâncă, beau, activează diferite domenii, iar Dumnezeu devine din ce în ce mai absent. Fără Dumnezeu și în același timp plină de păcat, căci în mod automat, când oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, se apropie de diavol. Cine abandonează lumina, va avea ca sentință întunericul. Și societatea de astăzi face pași repezi în direcția aceasta. Un al doilea semn. Matei, capitolul 24, versetele 4 și 5. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul. Și vor înșela pe mulți. Și de la 23. Atunci, dacă vă va spune cineva: iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu îl credeți, căci se vor scula Hristos mincinoși și proroși mincinoși. Vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice: iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăiții ascunse, să nu credeți. Lucrări de rătăcire, de apostazie, pentru că există o îndepărtare de Dumnezeu, în mod real, o îndepărtare de Scripturi, dar în schimb, nu se pierde totalmente elementul religios. Rămâne, dar o religie cu tentă demonică, babilonică, tot fel și fel de creații religioase, spirituale, care se prezintă a fi imaginea lui Hristos, lucrarea lui Dumnezeu, pentru seducerea copiilor lui Dumnezeu. Și acest eveniment este în plină acțiune și chiar dezvoltare. Și un al treilea semn, o dictatură universală ce va persecuta pe sfinți. Un guvern mondial represiv la adresa adevăraților credincioși. Și citim din Matei 24, versetele 9 și 10. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Dacă aceste versete au totuși o referire generală cu accent pentru perioada din urmă, ne vom deplasa în cartea Apocalipsei, în capitolul 13, unde se vorbește în mod expres pentru perioada din urmă. 13 cu 1. Apoi am stătut pe nisipul mării, un loc de unde să aibă o viziune îndeaproape. Și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 coroane împărătești și pe capete avea nume de hulă. Iara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Deci, balaurul, o reprezentare a diavolului, va oferi în timpul sfârșitului unei conduceri omenești puteri care vor întrece în cruzime, în acțiune, pe celelalte imperii care au fost de-a lungul istoriei, pentru că fiarele anterioare, ca o reprezentare a împărățiilor apuse, semănau cu niște animale obișnuite. Deci aveau niște manifestări omenești cu care oamenii erau familiarizați, dar manifestările celei din urmă o făcea să fie supradotată, să aibă un exces de manifestare față de toate celelalte. Era, zicea profetul Daniel, nespus de grozavă și înspăimântătoare.
Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Uitați-vă ce proces global. Și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiare. Și au început să se închine fiare zicând cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Am citit versetele acestea împreună pentru ca să avem o imagine a scopului acestei lucrări demonice. Diavolul nu are drept scop doar să instauleze o conducere centralizată de unde să dirigeze pământul întreg sau o mare parte a pământului. Scopul lui este atacarea sfinților. Scopul de mii de ani a diavolului a fost lupta împotriva lui Dumnezeu și va reuși oferind puteri lărgite, nemai întâlnite în trecut, și Dumnezeu le va da dreptul să recurgă la semne mari, minuni, la forțe fără precedent, pentru a se impune în plan mondial. Scopul lor numărul unu, chiar dacă nu va fi declarat, dar la nivelul spiritului acestei lucrări, va fi lupta împotriva celor ce poartă numele Domnului și făclia adevărului în lumea aceasta. Iată ce scrie în același capitol de la versetul 17. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică în numele fiarei sau în numărul numelui ei. Deci, va recurge la forță și la constrângeri pentru a-i determina pe toți să-i accepte sigla, să-i accepte identitatea de control asupra pământului. Și dumneavoastră știți din cartea Apocalipsei că singurii oameni care vor rezista, care se vor împotrivi și nu vor primi semnul ei pe mână sau pe frunte, parte din ei vor suferi martiraj, parte nu, pentru că Domnul va găsi credincioși în viață, dar aceștia vor fi singurii rămași cu Dumnezeu la sfârșitul stăpânirii, cum zice profetul Daniel. De aici vreau să ne deplasăm și în 2 Tesaloniceni 2 pentru a observa cum aceste semne negative funcționează toate într-un sistem complex care se învârtește în același sens. 2:1. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, moment după care vom fi totdeauna cu Domnul. Vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Adică să nu ne lăsăm perturbați de idei eronate, ca a venit să punem venirea Domnului pe seama altui eveniment. Nimeni să nu vă amăjească în vreun chip, pentru că vor fi forme foarte puternice de apostazie. Căci nu va veni ziua Domnului. Nu va veni înainte de a fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Deci să nu creadă nimeni că înaintea revenirii Domnului va fi un mare succes pentru Evanghelie. Dimpotrivă, am citit că vine lepădarea de credință și doar cei care se vor împotrivi și vor rămâne fidel mărturiei Domnului vor rezista. De aceea este legitimă și logică apariția Domnului în vremea aceea. Se spune uneori că se va lua harul de la neamuri. De la neamuri se ia exact cum s-a luat și de la evrei. Nu-l mai vor, se retrage. Neamurile nu vor mai vrea să se mântuiască, Dumnezeu închide ușa. În vremea aceea, pe acest fundal al lepădării de credință, se va instala acest, se va arăta acest om al fără de lege, fiul al pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Deci va fi o combinare a puterii politice
care are în subordine puterea economică, pe care v-am prezentat-o din Apocalips, ca oamenii să nu poată cumpăra sau vinde, să fie restricționări prin monopolizarea de către această putere a sferelor financiare economice, și sistemul de acum este din ce în ce mai vulnerabil unor asemenea stări, dar va îmbrăca și fenomenul religios. Va intra în templul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă atât la nivel mondial prin prisma organizațiilor, cât și la nivel individual, că și noi, ca și ființe, suntem un templu al lui Dumnezeu. De altfel, rătăcirea se manifestă atât la nivel de conducere a organizațiilor mondiale. Am vorbit noi, când am avut curente străine în creștinism, despre evoluțiile Consiliului Mondial al Bisericilor și altor organisme paralele, cât și la nivelul maselor de oameni. Că, de exemplu, dacă doar cei de la centru, să zicem, cei de la Roma sau unde au ceilalți centru, ar da un ordin, dar masele de oameni, preoții din localități, ar fi credincioși cu poporul, ar asculta ei, nu s-ar supune, ei s-ar subordona lui Dumnezeu. Dar dacă și masa de oameni este afectată de același curent, este doar o chestiune de procedură, să se dea un ordin de sus și tot să se afilieze. Și continui de la versetul 7. V-am spus că semnele acestea negative sunt taine ale diavolului. El va lucra în mod succesiv, acaparând spațiu cu spațiu și persoană cu persoană. Căci taina fără de lege a și început să lucreze. De exemplu, Simeon din Samaria era unul din debuturile tainei fără de lege, de a domina biserica din Samaria prin puterea diavolului. Atunci nu s-a putut, dar în final se va realiza. Unde se va realiza? Și atunci se va arăta acel nelejuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii lui și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Deci cel care va pune capăt acestei domnii demonice instalate pe pământ va fi Domnul la venirea sa. Încă o detailare. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei. El va da puteri oamenilor, oferindu-le toate sub ideea că nu sunt o dominație demonică, ci aceste puteri sunt energia noastră latentă pe care trebuie să o activăm cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Domeniul ocultului, în unire chiar cu mișcarea carismatică, va produce din ce în ce mai mult miracole și chiar se va axa pe ele, formă de care diavolul va beneficia în împlinirea scopurilor lui. Mai mult decât domeniul miraculos, va lucra la nivelul intelectual și cu toate amăjirile nelejuirii, pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Deci cine nu iubește adevărul în forma lui curată și sinceră, va fi o pradă sigură pentru diavol. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, deci este îngăduită de Dumnezeu și trebuie să o acceptăm urmărind-o în derularea ei, ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelejuire să fie osândiți. Și acum vreau să legăm ideea aceasta de ce v-am spus la început. Deci toți cei care nu iubesc adevărul și nu îl trăiesc vor fi înșelați în mod sigur în preajma celei de-a doua veniri. Vor crede o lucrare de rătăcire și vor avea în mână o minciună, ratând a doua venire. Doamne, păzește-ne! Sunt lucruri iminente, asta fără să avansăm niciodată, pentru că nu asta ne scapă, ci trăirea noastră cu Domnul ne scapă și ne face parte de o a doua venire, nu un calendar din care, vorba cuiva, după 25 de ani, aproape toate calculele despre Apocalipsa s-au dovedit a fi false. Să privim la semnele pozitive. Matei 24, versetul 14. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Pe un fond curat sau pe unul mai puțin adevărat, evanghelizare se face. Și eu cred că Evanghelia va sluji de mărturie nu doar celor care n-o primesc, iar și celor care o predică cum nu este. Adică tuturor celor care nu o primesc și n-o vestesc așa cum este ea lăsată. Un al doilea semn îl citim din Romani, capitolul 11, el este constituit de a doua serie de mântuiți din Israel. A fost o primă serie la început și tot cu ei se încheie.
Noi, de fapt, constituim o paranteză în planul descoperit lor. 11 cu 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singur înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. E tot o taină a binelui. E un har că vor fi iarăși evreii mântuiți. O parte din Israel a căzut într-o pietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor, când se încheie paranteza noastră. Atunci, tot Israelul va fi mântuit. După cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. Deci, cei care vor scăpa de progromurile descrise în Zaharia și cei care se vor întoarce cu sinceritate la Domn. Asta, de asemenea, nu înseamnă că până vine Domnul vreunul dintre neamuri, dacă vrea, nu se va mai întoarce. Dar toate vor fi cazuri izolate. Nu va mai fi o întoarcere în masă. În masă va fi doar la evrei și când se încheie și numărul lor, se va încheia procesul mântuirii. Vreau să privim acum la câteva profeții ale revenirii care vin cu detalii. Iuda, capitolul 1, versetul 14 și 15. O profeție foarte veche. A prorocit Enoch al șaptelea patriarh de la Adam când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată și îi enumeră pe inculpați. Deci, venirea Domnului va aduce judecată. Evident, cum discutam în lecția anterioară, pentru cei necredincioși. Apoi, întoarcem la cartea Daniel, capitolul 2, și vom vedea că acest profet apocaliptic a văzut din plin un alt eveniment al sfârșitului. Instaurarea împărăției. A amintit că pe pământ va fi cea mai puternică dominație prin caracteristicile ei. Și ca o dovadă că împărăția lui Dumnezeu este supremă și Dumnezeu este atotputernic, Dumnezeu va zdrobi chiar în plină putere acea ultimă împărăție. 2:44. Aici este privită lucrarea în timp și apoi este punctat momentul final. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeu celor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea altui popor. Ea va sfărâma și va nimici toate aceste împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Și întoarceți în aceeași carte la capitolul 7, versetele 13 și 14. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului. Ce profeție frumoasă despre revenirea Domnului! A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbele. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Toate celelalte, o spune versetul 12, vor fi dezbrăcate de puterea lor, vor avea o lungire a vieții până la o vreme și la un ceas anumit, ceasul acela pe care îl știe Tatăl. Astea sunt detalii profețite în perioada Vechiului Testament. Sunt alte detalii date în Noul Testament. Mântuitorul însuși a făgăduit ucenicilor în capitolul 14 din Ioan următoarele. Versetul 3. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Deci toate aceste detalii le citesc pentru că fiecare are un alt element. Noi știm că Domnul vine, dar aici avem făgăduința locului unde vom fi. Vom fi cu Domnul. Unde este El? Un alt element. Fapte, capitolul 1, versetul 11. Adevăr spus de îngeri. Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Adică într-o revenire personală și vizibilă a ființei care revine. Pe același adevăr, notează și Ioan în cartea Apocalipsei, capitolul 1. Prima informație a fost dată ucenicilor și asta a doua e cu referire la toată lumea. Dar aceeași idee. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin, se face confirmare. Și pentru a întări și chiar a suplimenta detaliile revenirii, mai adăugăm și din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 16. Căci însuși Domnul, cu un strigăt,
cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer. Din nou, El personal vine cu răsunet după ai Săi. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Deci, rețineți, cei morți în Hristos, atunci se întâlnesc și ei cu Domnul, deodată cu noi. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. De aceea, în ce privește subiectele acestea foarte vehiculate, vreau mai degrabă să avem clar anumite lucruri care sunt clare, iar celelalte Dumnezeu ni le va descoperi la vremea potrivită. Din Matei 24 vă aduc alt amănunt al revenirii. Forma revenirii este întărită aici, de la versetul 27. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. 30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare, aceea despre care am citit și în Tesaloniceni, și va aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi de la o margine a cerului până la cealaltă. Deci, Scripturile au foarte multe referințe și clare în care se afirmă o venire a Domnului cu putere, cu slavă, vizibilă, o revenire atât pentru credincioși cât și pentru necredincioși. Și doar la urmă punctez ceva referitor la timp, nu ca datare, nu ca și calcule, doar ca împlinire. Domnul va reveni la sfârșitul perioadei de har, când mânia mielului intră pe rol în locul sângelui mielului. Iată ce este scris în 2 Petru capitolul 3, de la versetul 9. Atunci se va asista îndurarea lui Dumnezeu, atunci îndelunga lui răbdare va avea capăt. Domnul nu întârzie împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară și tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț, adică prin surprindere, dar la vedere și la timp. Surprinderea este momentul revenirii, nu forma revenirii. Iar în Marcu, capitolul 13, cuvintele Mântuitorului ne fac următoarea, lumină, versetul 32. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Deci, pentru oameni și chiar pentru credincioși, momentul va fi o surpriză, pentru unii neplăcută, dar pentru alții o surpriză plăcută. Iată, în aceeași idee ce scrie în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, de la versetul 6, fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Când va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în Sfinții Săi, și rețineți, și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. Deci, din nou aici se reiterează fața dublă a revenirii Domnului. Împlinirea pentru credincioși, sentința pentru ceilalți. Ceva asemănător cu ultimul moment al ieșirii evreilor din Egipt. Pentru că nu uitați, Scriptura se repetă. Vechiul Testament este o imagine profetică. Plăgile din Egipt se regăsesc în Cartea Apocalipsei. Dacă în Egipt ele au fost pentru egipteni, uitați-vă în Apocalips că ele sunt pentru cei care se închină fiare, pentru oamenii pământului acestuia. Nu pentru credincioși. Ultima lucrare a fost cea de la Marea Roșie.
același eveniment, trecerea aceea imposibilă, pentru că omul nu poate să se ridice din lumea aceasta și să plonjeze în cealaltă, decât printr-o minune va fi momentul răpirii, al trecerii. Dar exact acel moment va fi momentul ultimei lovituri pentru dușmani, după cum egiptenii au murit cu forțele lor în Marea Roșie. Și mai adaug 1 Timotei, capitolul 6, versetele 14 și 15. Să păzești porunca, fără prihană și fără vină. Acesta este accentul. Până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei, de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Deci, din cele ce v-am descris, aș putea să sintetizez în două puncte, să fie mai ușor de reținut. Taina binelui și a răului merg în paralel, până când își ating apogeul. Dumnezeu își va împlini planul, când e gata, sună cu trâmbița. Diavolul va fi lăsat și el să-și împlinească la parametri fără precedent planurile sale. În acel moment, cel care a primit toată puterea în cer și pe pământ, adică Fiul omului, va apărea cu putere și slavă. Îi va duce la sine pe cei mântuiți și își va revărsa mânia peste ceilalți. Și acum vreau să privim doar la atitudinea de așteptare a credincioșilor. Cu două idei vă rețin aici. Noi trebuie să fim într-o permanentă sfințire și pregătire. 2 Petru 3, versetele 11 la 14. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, și cartea Apocalipsa dă detalii a distrujilor ce vor fi în cosmos și în spațiu terestru. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind, deci chiar făcând ca totul să fie terminat, făcându-ne treaba, venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Doamne, ajută-ne! Aceasta trebuie să fie grija noastră accentuată cu fiecare zi care se încheie și alta ce apare. Aceeași idee vă citesc și din Roman 13, de la versetul 11. Subtitlul bine nominalizat, veghere și curăție, Pavel zice: și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci cât am crezut. Noaptea a trecut și se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Atenție la ultimele, că de primele cred că ne ferim cu promptitudine. Nu în certuri și în pismă, ci fără prihană, fără vină și în pace. V-am dat un citat din Petru și unul din Pavel. Acestea sunt sfaturile lor pentru toți credincioșii, fie ei evrei sau neamuri. Și apostolul Ioan are și el și în epistola sa, în 1 Ioan în mod special, și în cartea Apocalipsei, aceleași sfaturi. Vegheați, vegheați, păstrați-vă haina să aveți drept să intrați pe porți în cetate. Păziți poruncile Domnului și țineți mărturia Lui. Și a doua idee în așteptarea credincioșilor o desprindem din Luca, capitolul 12, de la versetul 35. Mijlocul să vă fie încins și făclirile aprinse. Asta înseamnă să fie echipat și gata de drum. Exact cum a fost cazul evreilor în noaptea eliberării. Că tot simbolică a fost noaptea aceea, n-au plecat ziua. Căci iată mirele, zice pilda fecioarelor, că va fi noaptea.
Evident, în mod simbolic, căci privit ca fus orar, într-o parte a pământului va fi zi, într-alta noapte. Vegherea noastră trebuie să fie din iubire și din precauție. Dar prima e din iubire și asta e mai frumos. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă și să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Deci în cuvintele acestea nu scrie, fiți atenți că dacă vă prinde nopți, ai baie, dacă vă prinde că dormiți, vă pedepsește. Nu. Pe noi ne așteaptă un eveniment fericit, o nuntă. Ne așteaptă masa împărăției. Ei, acest eveniment se așteaptă pe măsură. Să vă dau un exemplu. Dacă eu m-aș înțelege cu un om, vezi, mâine după masă vii la mine să mergem să lucrăm ceva. Și când vine, mă găsește făcându-mă altă treabă, zic, oh, scuză-mă, în 5 minute mă echipez. Nu mă va condamna. Dar dacă o mireasă, în dimineața nunții, când se așteaptă mirile, o găsește prin bucătărie și, a, scuze, mă îmbrac. Este cu totul altceva. Noi așteptăm un eveniment fericit, care mai întâi sub acest aspect și impact trebuie așteptat ca atare, în orice zi și în orice moment. Așteptăm pe iubitul nostru, cel despre care se spune atât de misterios în cântarea cântărilor, să sară peste munții care ne despart și să apară, căci glasul bisericii este vino, Doamne Iisus. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge și va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Intrăm într-un moment fericit, destinderea aceea care se obține la masă, harul investirii și oferta minunată a lui Dumnezeu. Fie că vine la oricare din străgi. Și acum aspectul de precauție. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar fiți gata că și fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Deci, socotelele oamenilor nu sunt corecte. Gândirea umană nu va potrivi cu gândirea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a ascuns lucrurile în adins. N-ar fi corect ca oamenii să știe. Imaginați-vă cum ar fi, gata, peste 3 săptămâni, gata, vine Domnul. Nu este reprezentativ un asemenea caz. Dimpotrivă, acea stare de veghere îi va face pe credincioși să trăiască în permanență, din iubire și apoi din motive și din măsuri de securitate, pe de o parte, față de Domnul să ne găsească în slujbă, să ne găsească la datorie, în post, iar pe de altă parte, din veghere împotriva sistemului demonic de care am vorbit că se va instala în ultima parte a istoriei umanității. Dumnezeu să ne dea harul de a fi treji atunci când El apare. Și încheiem, punctând câte o idee în reluarea acestor două subcapitole. Dacă întâia venire ne-a mântuit de vinovăție și pedeapsă și Domnul a anulat tot efectul păcatului pentru toată umanitatea, în mod potențial și în mod efectiv pentru cei care cred și vin la El. Cea de-a doua venire va desăvârși mântuirea, cum discutam noi că ea este pe etape, și ne va mântui de puterea păcatului și de prezența păcatului. Acum rezistăm în fața păcatului doar dacă ne luptăm. Cum nu ne luptăm, cum iarăși păcătuim. Când va veni Domnul, puterea păcatului dispare. Și prezența păcatului dispare, noi nu vom mai trebui să stăm într-o lume a păcatului. Vom avea o stare de imposibilitate de a păcătui și vom intra într-o lume fără de păcat. Vreau să vă citesc pentru asta din cartea lui Daniel, capitolul 9, versetele 24 la 27. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte până la încetarea fără de legilor și până la ispășirea păcatelor. Calculele până la cea din tâi venire, până la ispășirea nelejuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetuirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Aici sunt combinate efecte de la prima și de la cea de-a doua. Și apoi, 27, el va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii, exact aceleași date din Apocalipsa, va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunii iudeolești va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Deci, luptele acestea dintre cer rău și puterea divină de instaurare neprihănirii se derulează în acest plan al lui Dumnezeu, iar atunci va fi lovitura ultimă și definitivă.
când vom scăpa și de vinovăția păcatului, și de puterea păcatului, și de prezența păcatului, în mod total și pentru eternitate. Mai fac o mențiune aici. Vedeți că există diferite interpretări apocaliptice și nu este menirea mea să mă apuc la o polemică pe seama aceasta. Domnul duce pe ai săi când vine și după aceea în templu, zice în cartea Apocalipsei, nu mai intră nimeni. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa, Luca 13:25, noi avem o unică șansă, aceea de a fi gata când vine Domnul. Și așteptarea aceasta este o speranță purificatoare. 1 Ioan 3:4, oricine are nădejde aceasta se curățește. Pentru că acum suntem copii al lui Dumnezeu, ce vom fi nu s-a arătat în detalii, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Cine-i mântuit merge la Domnul, iar ceilalți vor avea parte de pedeapsa lui Dumnezeu. De aceea nu ne rămâne decât să încheiem cu acel salut binecuvântat. Maranata, Domnul nostru, vine! Căci Duhul și Biserica zic vino și cine aude să zică, vino Doamne Iisuse! Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți! Cu o veghere îndoită și împlinită, pentru ca nimeni să nu se pomenească venit prea târziu, ci dimpotrivă, chiar dacă ar fi să pierdem totul, chiar dacă ar fi să luptăm pentru cea de-a doua venire în detrimentul lucrurilor pământești, să ne pierdem servici, să ne pierdem timp, în ultimă instanță pentru unii să-și piardă viața, a apuca venirea Domnului înseamnă a apuca adevărata viață și harul veșnicilor de care Domnul să ne facă parte tuturor. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.